Te mai pentru acasă. Acasă, da. Bine ați venit! Ah, bună seara și bine ați venit cu doamna profesoară cu probleme de matematică la geometrie. A, așa, clasa. Dragilor, cum v-am și spus, bine am venit, cu drag, dar știți bine, povestea este dacă am revăzut filmele. Da, da. Mă interesează, începând de săptămâna care vine, a fost dat discuția de genul filmului, mă interesează așa, cum a făcut Dare astăzi. Dare a fost spectaculos, ce fel mi-a povestit. Am și rezitat filmul. Veți vedea de la filmul care Dare s-a manifestat, spunând așa. A avut, în timpul vizionării, o bucată dintr-un film pe care e vorba de o problemă pe care nu înțeleseseră aici. Și atunci a pus-o dată, de două ori, de șapte ori, cred că a pus-o de 10 ori de aproape, să fără să mie. Dezenea filmul, nu povește. Deci este atât de important ce vă cer, încât sunt hotărât, dar hotărât, ca din clipa asta, în discuțiile care vom purta lunea, sunt rezerv 10 minute, în care voi veți spune, am vizionat din cele 5 filme și am găsit la filmul cu tare, din lune, din marți, din miercuri, așa, am găsit. Bucata asta nu înțelesesem prea bine atunci, dar când am reluat, am înțeles-o. Și am, cu cât mai multe situații de acestea, cu atât mai clar mi este că ați înțeles mesajul meu și că revederea filmului vă înseamnă șansa de a fi înțeles cum trebuie. Deci acolo sunt explicații, cuvintele, vorbele, tot. Dăm drumul la treabă. Da, am apucat o treabă. Problema 10 de la 156. Problema 10 de la 156. Se dă triunghiul, ipoteză, triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Măsura unghiului BAC 90 de grade. BAC egal cu 90 de grade. Măsura unghiului ACB 30. Măsura lui ACB egal cu 30. AB egal cu 6 cm. AB egal cu 6 cm. 6 cm. În concluzie, se află perimetrul și aria triunghiului ABC. Perimetrul triunghiului ABC egal cu cine? Și aria triunghiului ABC egal cu cine? Au trecut la teorema lui Pitagora. Așa. A trecut la ea? Da, da. Teorema lui Pitagora o știți. Acum da, da, pătratul da. Ipoteză, e suma pătratului catenă. Haideți să vedem teoremele pe care le avem în momentul ăsta. Teorema înălțimii, care zice, ce spune? Hai să desenăm un triunghi, copii. Un triunghi dreptunghi cu unghiul drept în sus. Da? A, B, C. Ducem înălțimea A, D. Și teorema înălțimii sună așa. Ziceți, copii. Voi. A de pătrat. Da. A de pătrat. Egal cu CD ori DC. DB. CD ori DB. Teorema catetei. Egal cu. Ziceți. Acela a doua. Acela a doua, da. Egal cu CD ori BC. Egal cu CD. CD ori BC. CD ori BC. BC, da? AC pătrat egal cu CD ori BC. Și cealaltă, pentru cealaltă catetă? AB la pătrat. Zice AB pătrat. AB pătrat egal cu CD ori BC. Ei, da. Ba, nu. BC ori BC. Da. BC ori DB. Păi, Adi, clar să ne fie. Da. Câte vreme s-a zis AC pătrat egal cu CD ori toată asta, pentru AB pătrat, cealaltă catetă, este egal cu DB ori toată BC, adică bucata de unghia, umbra, proiecția lui AB. Proiecția lui AB e DB, iar proiecția lui AC este CD. Da? Da. Deci este egal cu BC ori DB. Iar teorema lui Pitagora, zi-o, te rog, Anca sau Anca? Nu știu. Ah, tu ne. AC. Nu, AD. A lui Pitagora. BC pătrat egal cu AB pătrat. Ipotenuza cea mai mare la pătrat. Adică BC pătrat. Cateta cea mai mare, profesor. Poftim? Cateta cea mai mare. Nu, ipotenuza. Ipotenuza e cea mai mare.
Păi ipotenuza e cea care se opune unghiului drept, mai. Da. Și unghiul drept e cel mai mare dintre unghiurile toate și e proporțional și laterala. Deci BC pătrat este egal cu AC pătrat, AC pătrat plus AB pătrat. Cum ați demonstrat-o pe asta? Pe am dus parcă Teorema Pitagora. Fie ABC în care BC la 2 egal cu AB la 2 plus AC la 2, fie BM pe AC, triunghiul BMC și MBA sunt dreptunghice, BC la 2 egal cu BM la 2 plus AC la 2, AB la 2 egal cu BM la 2 plus AC la 2, deci da, cu pătrate. Și este în final BA pe pedicula. Dar cum cu pătrate? Hai, cu pătrate. Dați. Nu. Nu mai e, dar am făcut-o noi la... Da, care le-a demonstrat cu pătrate. Lasă să vedeți voi cum a demonstrat. Da, corect. Și acum să facem tema. Corect, profesor. Aici, ca să vă arăt o altă idee de lucru. Deci este asta, Veruna. Fiindcă avem cateta, teorema catetei cu AC și cu AB. Să le împărțim. Să le adunăm. Și vine AC, scriu încă o dată. AC pătrat plus AB pătrat, Miruna. Deci AC pătrat plus AB pătrat. Cu ăsta două de aici, le adunăm membru cu membru. AC pătrat plus AB pătrat este egal cu CD ori BC plus BC sau DB, hai să zic DB ori BC. Ori BC. Și egal mai departe. Iată că pe BC îl vedem factor comun, scoatem pe BC în factor comun, vine BC pe lângă cine? CD plus BD. CD plus DB. Și cine este CD plus DB? BC. Deci egal cu BC. Ori BC. Egal ori BC. Și egal cu BC pătrat. Iată că teorema. Da. Pătratul ipotenuzei e suma pătratului catetei. Corect. Deci din teorema catetei, cele două catete scrise, pe baza teoremei catete, adunate, mă duc spre teorema lui Pitagora generalizată. Corect. Mai departe. Hai să ne întoarcem problema. Da. Triunghiul ABC. Știm AB de 6, domnul profesor. Dreptunghic în A. Da. Știm că ACB. ACB. Hai ca să fie cât de cât corespunzător realității. ABC. Că unghiul din ce? Spune că e prejul de grade. Deci AB este tot așa. AB este de 6 cm. Restul că BC e 12. Sigur că da. Că știm bine unghiul. Cateta opusă unghiului de 30 de grade. Este jumătate din ipotenuză. Dacă ea este de 6, atunci BC e dublă. Deci BC toată este de 12. Trebuie să aflăm pe AC. Cum aflăm pe AC? Cu A, din A, de C, triunghi, e dreptunghi. E la Pitagora, Miruna. Din teorema catetei rezultă că AC pătrat egal cu... egal cu C, cu BC, ori C. De ce? Dar nu știm pe de ce. BC la 2 egal cu... Da! BC la 2 egal cu BA la 2. Deci scriu teorema Pitagora. Deci în teorema lui Pitagora, care înseamnă pătratul ipotenuzii, adică BC pătrat, este egal cu AC pătrat. AC pătrat. Plus AB pătrat. Plus AB pătrat. Acum locuim aici, ce știm și ce nu știm, echivalent cu. Ce știm? BC o știm. Ziceți copii. BC care este 12. 12 la pătrat. 12 la pătrat. Egal cu AC care este... Nu știm. Nu știm. AC pătrat scriu atunci, plus... AB care e 6. Egal cu 6, da. Nu e egal. Plus 6 la pătrat. Echivalent cu Anca? 12 la a doua. Care înseamnă cât? 124. 144.
144 este egal cu AC pătrat, zic, vorbește, rog. AC pătrat plus 36. De unde rezultă că AC pătrat? AC pătrat egal cu 36. 144 minus 36 supra, cât ai zis? 36 plus 34. Anca, e vorba de un termen la adunare egal cu AC pătrat este 144 minus 36. Deci 144 minus 36 rezultă că AC pătrat, Anca, egal cu? 108. 108. Da? Și AC egal cu radical din 108. AC egal cu radical din 108, care înseamnă egal mai departe cu radical din, descompune pe 108 repede. Deci 108 merge prin 2, 54. 54. Iar merge prin 2. 36. 27, 3 ori 9, 3 ori 9, 2 la 2, nu? Deci vine 4, 3 ori 9, deci 2 la 2, 2 la 3, cred. Ori, 2 la, ori 3 la 3, parcă, nu? Da. Că e 4 ori 27, fac 108. 4, nu, încă 4, 27. 3 ori 36, ca să iasă 36. 3 ori 36, sigur că da. Deci ori zicem 2 la 2, ori 3 la 2, ori 3, sau zicem egal mai departe cu radical din 6 la 2, că 2 ori 3 tot la 2, 6 la 2 ori 3, și care face în final este 6. 3, 6 radical din 3. 6 radical din 3. 6 radical din 3, da? 6 radical din 3, vă ieșit? 6. Și atunci, dacă știi și pe AC, care este 6 radical din 3, cu cine ar să fie egal perimetru? 6 radical din 3. Perimetrul triunghiului ABC. Scriem așa redactăm, da? Perimetrul triunghiului ABC este egal cu 6 plus 6 radical din 3 plus 12. Și egal cu Anca? Egal cu 18 plus 6. 18 plus 6 plus 6 radical din 3 și care egal mai departe, da, Adi? Dăm factor comun. Pe ce? 6. Da, păi da, mă, e sigur pe tine, nu șase pe 6. 6 pe lângă. 6 pe lângă 3. Da. Plus radical din 3. Da. Și acum area. Area triunghiului. Da, trebuie să aflăm cât e AD. Păi acum vedem, măi. Area triunghiului ABC. Poate nu, hai, înălță de. AB nu. Bă, da. AD-ul aflăm prin teoria. BC, nu știm cât e. Dacă ducem o știm pe BC. O știm pe BC. Da, nu știm pe DC. Asta e. Deci dacă avem triunghiul ADC, unghiul AC de 30 de grade, unghiul ADC de 90, da. Deci unghiul opus, latura opusă unghiului 30 de grade și unghiul din ipotenuză, adică 6. Care e ipotenuza la triunghiul ADC? ADC, AC. Nu, e BC. Ipotenuza e AC. AC, corect, da. Care îi s-o pune unghiului din 90 de grade. Atenție copii, în triunghiul ADC. În ADC. Da, este AC. Ipotenuza este AC. Fosta catetă din triunghiul mare devine acum ipotenuză. Da? Da. Și AC, dacă este 6 radical din 3, cât este? 3 radical din 3. Este jumătate. Jumătatea lui 6 radical din 3, adică 3? 3 radical din 3. 3 radical din 3. Și? Și acum area? Area va fi egal cu? Ziceți da, hai să scriem chestia. Deci în triunghiul A, D, C, în triunghiul A, D, C. Dreptunghiul, trebuie să zicem în D. Exact. Măsura unghiului A, D, C, măsura lui A, D, C, egal cu câte grade? 90. 90 de grade. Măsura deci lui A, C, D. Măsura lui A, C, D, A, C, D, egal cu 30 de grade. Vorbiți copii buni. AC egal cu 6 radical din 3. Atunci, și de resultă adăugăm că AC egal cu 6 radical din 3, rezultă atunci, adică... Că AD este? Vorbește. AD este jumătate din pătrunță. Cât? AD egal cu 3 radical din 3. 6 radical din 3 pe 2, scrie chestia asta ca să înțelegeți jumătate, de unde e egal cu 3? Egal cu 3 radical din 3. Și iată că am găsit pe AD. Și atunci area triunghiului este baza. Care e baza? Baza care este
BC. BC. BC, corect. BC. Ori 3 radicat din 3. Ori AD. Ori AD scrim așa. Ori AD pe 2. 12 ori 3 radicat din 3 pe 2. 12? Ori 3 radicat din 3 pe 2. Adică 18 radical din 3. 18 radical din 3 este area centimetri pătrați. Corect. Dacă în centimetri s-a alocat, spunem centimetri pătrați, pentru că știm bine, centimetru ori centimetru, centimetru ori centimetru, face centimetru la a doua. Deci asta e motivul. Altfel, cum ai putea fi aflat area? Noi vreau area într-un alt mod. Bădă ori de... Da, nu știu. Păi are bază înălțimea, spune? Da. Dar trebuie să aflăm înălțimea. Vreau area să aflăm înălțimea. Deci area triunghiului A, B, C, fără să aflăm înălțimea. Mai există vreo legătură decât bază înălțimea spre 2? Da, aceeași înălțime, peste toate. Dar stă triunghiul pe AB. Să-l întoarce pe AB. Și care va fi înălțimea? BA. B. Deci AB, dacă stă pe AB, hai să ne închipuim că triunghiul ăsta l-am întors așa. Aici e vârful A, A aici, B, și C-ul este așa. Și iată că... AC. AC este înălțimea. Deci îl întorc pe baza AB, atunci vine AB ori AC pe 2. Poți să-l stori pe AC. Pe AC și atunci vine AC ori AB pe 2. Adică, cine este înălțimea când stă așa triunghiul? E deja știută. Deci area este cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Dar nu formula trebuie să o ții minte. Am întors triunghiul, că îl pot întoarce cum vreau eu. Dar da, cateta 1 ori cateta 2 pe 2. Și nu trebuie să mai aflu înălțimea. Da? Să vă rămână, da? Deci egal cu cateta 1 ori cateta 2. Pe 2. Pe 2. Și egal cu AB care e 6. 6 ori 6 radical din 3. Pe 2. Și îți vizităm aici. Tot o plin. Neapărat. Același lucru, nu? Discutăm. Corect. Deci de aceea nu trebuie să... dacă cumva se întâmpla chestia asta, și nu înălțimea nu o poți găsi, aici s-a avut baftă că a fost unghiul de 30 de grade. 30 de grade, corect. Dacă nu aveați varianta asta cu unghiul de 30 de grade, când se duci în ADB, nu puteai să... Problema decât cateta 1, cateta 2 pe 2. Dar nu ca formulă, ci ca o situație concretă când tu ai întors invers și ai văzut că... Asta e situația, înălțimea este... Adică chiar, din vârful cer, chiar în A. Da. Așa să... Șergi, de acum. De acum aș șterge, de acum aș șterge. Așa. Ce reținem aici? Ce n-a mers? Ați avut dificultăți, copii? Naște știu ceva? Asta, cateta 1 ori cateta 2 care ați uitat? Așa. Da? Și în rest, duceți copii. Asta cu unghii de 30 de... Ai uitat-o și pe asta cu unghii de 30 de... Și unghii, păi da, pentru el. Pentru el rămâne un... Da, zi adevărul. Corect. Unghiul, cateta opusă unghiului 30 de grade este jumătate din ipotenuză, iar dacă se întâmplă vreodată să ai o latură și cealaltă jumătate din cea mai mare și știi că unghiul de 30 de grade, îl faci pe ăla dreptunghic, triunghiul dreptunghic, adică are și reciproce. Iar dacă știi că e triunghiul dreptunghic și ai raportul ăsta, cateta opusă e jumătate din ipotenuză, unghiul de 30 de grade. Deci s-ar putea ca într-o problemă să ai nevoie să afli măsura unghiului. Problema 12, de la pagina 156. De la 156, care spune ipoteză? Aflăm în ipoteză, avem un triunghi isoscel, ABC, cu AB egal 60 cm. Deci AB egal cu 60 cm. AB egal cu 16. 16, da. Da, în triunghiul ABC isoscel. Triunghiul A, B, C. În care cred că AB egal cu... Și BC egal cu 24. Și BC... Da, egal cu 24 cm. Să aflăm lungimea înălțimii corespundătoare bazei. În
concluzie, înălțimea, corespunzătoare bazei. A, așa, adică... Lungimea ei. AD, din A, vârful A. El e isoscel în vârful A. Da. AB, am zis că e cât AC da. Și de 16. Corect. Iar BC, e mai mare. Da, și să aflăm pe AD, AD. AD egal cu semn de întrebare. Este un triunghi isoscel, un pic mai mare, deci, fiindcă BC asta e mai mare decât catetele, unghiul ăsta e mai mare decât 90 de grade. Și la 90 de grade ar fi... Bă, dar eu îl văd mai mare chiar. 16, A, B, C. Să știe că A, B este 16 și 16, că triunghi isoscel. BC că tot 24, BC egal cu 24. Să aflăm lungimea corespunzătoare bazei. Lungimea AD. Cine e egal cu BIN? AD la 2 egal cu... AD la 2 egal cu... BD ori DC. BD ori DC. În ce fel de triunghi, Miruna? Corect. Dreptunghi. Și unde e dreptunghi? Numai când o duci din vârful unghiului... AD unghiului. Și mediană și înălțime. Deci AD și mediană și înălțime. Și ce înseamnă asta? Că CD e 12. Că... CD egal cu DB egal cu 12. Asta e important. Deci AD, hai să începem rezolvarea. Sau demonstrație, da? Într-un triunghi isoscel, AD înălțime, dedesubt adăugăm că AB sau BAC, BAC am băgat pe A la mijloc, triunghiul BAC isoscel, adică într-un triunghi isoscel, înălțimea rezultă și în mediană și mediatoare de toate. Adică AD egal cu ANCA, egal cu CIN. AD egal cu DB. Nu, AD egal cu mediană. Adică, asta spun, că într-un triunghi isoscel, AD care e înălțime, devine și mediană, virgulă. AD bisectoare. Este și bisectoare, AD este și mediatoare. Mediatoare. Deci este de toate. De toate, mediană, bisectoare. Și acum, fructificăm faptul că e mediană, rezultă că AD, că D-ul este la mijloc, adică CD, egal cu DB. Și egal cu 12. Egal cu 12. Iată, pe asta o știu că e 12. CD e 12. Triunghiul ABD e dreptunghi, triunghiul ABD e teorema lui Pitagora. Deci, triunghiul ABD, avem că unghiul ca AD e perpendicular, am dus-o noi ca înălțime pe BC. Da, rezultă că unghiul ADB, măsura lui ADB, e egal cu 90 de grade. Și rezultă din teorema lui Pitagora că AB la a doua, egal cu BD la... AB fiind ipotenuza, da? Da. AB, AB la a doua. Egal cu BD la a doua plus AD la a doua. Egal cu AD la a doua plus DB la a doua. Echivalent, Anca? AB la a doua egal cu... Cine este AB? 16. Deci echivalent cu... Înlocuim acum. 16 la a doua. Egal cu... AD. AD nu știm, AD la a doua, tocmai trebuie să aflăm, plus, plus AD. Plus DB care e 12 la a doua. La a doua? Da, 12 la a doua. Echivalent cu? Echivalent? 16. Tu, Dore. 16 la a doua, care este? 256. Deci 256. Egal cu AD pătrat, plus 144. 144. Eu scoatem pe... AD pătrat. A, D, egal cu 256 minus 144. Da. AD pătrat este egal cu 112. 112, da? Da, și AD este egal cu radical de 112. Anca, 112. Ce facem? Descompunem deoparte repede pe 112. 16 ori 7, da. Deci egal cu radical din 16, 7. Și egal mai departe cu?
4 radical din 7. Da. Și cu asta am aflat pe AD 4 radical din 7. Deci AD egal cu 4 radical din 7. Ei, nu poți chiar ușor, ai văzut cum mă plecam eu în așa zis că într-un ghis-o și l-a aplicat Pitagora. Da. Cum? Deci ce învățăm foarte clar? Numai între un dreptunghi vorbesc de înălțimea. Pitagora și de... Pitagora. Deci toate, catetă. Când am discutat catetă, teorema catetii, și vorbesc de cuvânt, am folosit cuvântul catetă, numai între un dreptunghi că există catetă. Exact. Și ipotenuză, exact. Deci între un dreptunghi. Înălțimea adusă din vârful unghiului de 90 de grade de acolo este la pătrat, e produsul segmentelor determinate de ipotenuză. Recunoaștem, pentru că din greșeli învățăm și nu spunem, nu mai fac așa exact. Ceva. Nu mă mai păcălesc, am voie. Da. Mergem mai departe. În rest a fost în Pitagora aplicat. De aplicat. Deci, singura. Următoarea. Problema 13 la 156. 13 la 156. Care sună? ABCD un dreptunghi. Triunghiul. Nu, dreptunghi. A. În ipoteză. Am că ABCD un dreptunghi. Deci A, B, C, D, dreptunghi. BD, 24 cm. BD, egal 24 cm. Măsura unghiului ABD. Măsura lui ABD. 30 de grade. Egal cu? 30 de grade. În concluzie, aflăm perimetrul și area dreptunghiului. Perimetrul lui ABCD. Da. Egal cu cine și aia lui A, B, C, D, egal cu semnul întrebare. Păi A, D, 12. Păi trebuie să facem un dreptunghi. Când zice dreptunghi, copii... Ce lucruri trebuie să avem în vedere, Anca? N-am pronunțat contul dreptunghi? Are două laturi... Câte două paralele și cu... Laturile opuse, paralele, două paralele și congruente. Altceva. Adi, ce mai poți adăuga? Are toate laturile perpendiculare. A, B, C, D. Adică fac 90 de grade. Deci toate unghiurile din 90 de grade. Da. Altceva. Diagonalele sunt egale. Diagonalele sunt egale, sigur că da. Și încă ceva. Că DC egal cu AB. Deci pe diagonale ce știi? Sunt egale, se înjumătățesc. Da? Foarte important, se înjumătățesc. Și cam astea sunt elementele importante de care am vorbit. În problemă avem că BD, BD, adică toată asta, e de câte grade? Câte, 24. 24 cm. Și măsura lui ABD? Și a lui A, B, D, adică unghiul de aici, 30. E de 30 de grade. Bun. Deja avem AD prea mult. AD e 12, BC e tot 12. AD cât e? 12. De ce AD e 12? Pentru că avem unghiul de 30 și jumătate de cateta opusă, vorbește așa, Adi. Cateta opusă. Au de 30 de grade. Nu, da. Da. Zi așa. Într-un triunghi dreptunghic. Și este dreptunghic pentru că unghiul are de 90 grade. Cateta opusă, unghiul de este jumătate din ipotenuză. Cate au pus unghiile în 30 de grade. Adică 12. Adică 12. În caz de și tu. Într-un triunghi dreptunghic. Care are un unghi de 30 de grade. Păi, cateta opusă. Cateta opusă. Cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Poate să fie și ipotenuza opusă unghiului 30 de grade. Ipotenuza opusă. Păi ipotenuza nu-i cateta. Da, nu-i cateta. Păi da, da. Cateta formează cele două, da? Perpendiculare. Deci nu putem vorbi de ipotenuza opusă unghiului 30 de grade. Ipotenuza se opune numai unghiului 90 de grade, este cel mai mare. Corect. Da? Deci cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză, adică aș spune aici clar că... Este 12. 12. Și atunci ce e beta de 12? Ce beta e 12? Cum facem cu AB? Aplicăm teorema lui Pitagora. Pitagora. Deci, AB începem.
demonstrația. Cum redactăm? Deci avem triunghiul de la A, B, de. A, B, D. D. Vorbește tu, doar. Nu, triunghiul B, A, D. Tot B, A, D. Pentru că avem unul de 90 de grade. Acolo, pe măsura lui A. Măsura unghiului A. Nu. Da, zice, măsura unghiului A. Egal 90 de grade, că nu e nicio confuzie. Da, 90 de grade. De aici mai avem măsura unghiului B. Măsura unghiului B. Da, aici ar fi bine să-l citim pe trei ori. DBA. Nici aici n-ar fi riscul mare, pentru că am vorbit de triunghiul ABD. Corect. Și merge. Măsura lui B egal cu 30 de grade. 30 de grade. Și atunci de rezultă. Și să scriem și DB, că e 24, domn profesor. Și că DB, da. DB egal cu 24 centimetri. Și atunci rezultă. Deci rezultă că DB, AD pătrat. Nu. Cateta opusă, unghiul. Deci, mai arătăm ca așa. Rezultă că AD egală cu BD pe 2. DB pe 2 și egal cu 24. Și egal cu 24 pe 2 și egal cu 12. Da. Bun. O știm pe A, tot în triunghiul AD, BD. Rezultă teorema lui Pitagora. Deci, în triunghiul A, D, B, avem. Rezultă că T, din teorema lui Pitagora, D, B la a doua, egal cu A, D, B la a doua, egal cu A de la a doua, e dreptul. E dreptul, da. Și dacă A de 12 cm și... Păi e înălțimea. Stai, ce vrei să spui? Nu, ne trebuie A, B. Nu știm. Ca să facem perimetru. De aplicăm Pitagora. Și de ce aplicăm Pitagora în triunghiul ADB și zicem ipotenuza la pătrat egal cu pătratul catetei așeze plus că pătratul ăsta. Și aflăm pe AB. Da? Deci zicem DB pătrat, zi am cartul acum, egal cu... DB la a doua egal cu AD pătrat. AD la pătrat plus... Plus AB. Plus AB la a doua. AB la a doua. Echivalentul Tudor. Deci rezultă că DB pătrat, care adică 24, 24 la pătrat. 24 la pătrat este egal. Egal cu AD care este 12 la pătrat. Da. Plus AB. AB la pătrat. Echivalent. 24 ori 24. Că... 576? Da, corect. Da. 576. 576. Este egal cu 144. Da. Plus AB pătrat. De unde rezultă? Că AB pătrat este egal cu 576 minus 144. AB pătrat este egal cu 432. De unde AB este egal cu radical din 432. 2 la 4 ori 3 la 3. Deci rezultă că radical din 2 la 4, 4 ori 3 la 3. Să vedem ce iese. AB este egal cu... Din 2 la 4 cât iese? 2 la puterea a doua care dă 4. Perfect. Egal cu 4. Din 3 la 3 cât iese? 3 la puterea a doua. 3. 9. 3. 3. Da. 3 la a doua. 3 la 3 se scrie ca fiind... 3 la 2 ori 3. 3 la 3. 3 la 2 ori 3, da, da. 3 la 2. Și este 3 la 2. 3 la... 3 simplu că scapă. 3 simplu. Da, este 3 simplu și rămâne radical din 3. Da. Și înseamnă egal cu 4 ori 9, 36. Hai să zicem ori 3, ori 3, radical din 3 și face 4 ori 3, 12. 12 radical din 3. Asta este, da. 12 radical din 3. Ai scris? Da. Bine. Așa că am aflat pe AB. Da. Da. De ce înseamnă atunci, de ce e tot 12 radicat din 3? Și gata, avem perimetru. Perimetrul lui AB, CD, de este de egal două ori AB. 2AB. 2AB plus 2. 2AD. A, D. Și egal cu AD. Egal cu 2 ori... 2 pe lângă. 2 pe lângă 12 radical din... 3 plus 12. Plus 12. Și egal cu... Vezi și un 12? Da. Și ar fi
24, da. Pe lângă radical din 3, plus 1. Bravo. Plus 1. Da. Egal cu 24 radical din 3. Mai. Nu mai desfaci acum, că da. Păi da, desfaci mă ca să te... Tocmai, eu am făcut chestia asta cât s-a putut, s-a strâns, așa trebuie făcut. Că dacă ai fost desfășurat 24 radical din 3 plus 24, scoteai plus 24 radical din 3 și nu ar avea... Asta e forma finală. Și acum aria, domnul profesor. Aria lui Anca, lui A, B, C, D, a unui dreptunghi. Cine e egal aria dreptunghiului? A zis Anca. D, A, B, plus D, B, C. Aria, nu? D, A, lui D, A, B, cu D, B, C. Supra... Are un dreptunghi. Aria mesi este. Spazichiu? Bă, a zis că nu pune presiune pe cel care discută. Da, așa. Așa la... A, B la a doua. Plus... C, B la a doua. Deci A, B la a doua plus C, B la a doua. De ce ți-a rămas ție la a doua plus celălalt la a doua? Ce ți-a rămas? De unde vine chestia asta în mintea ta? Când eram, vedeți voi, nu ne fi impus în situații de acestea, să te maturizezi de timp, de timpuriu. Deci când eram în clasa a cincea, din clasa a cincea, mergeam la ceape cu mama mea, la munca câmpului și mergeam la prășit, la porumb. Ei bine, acolo erau tot felul de suprafețe. Triunghi, dreptunghi. Eu eram rapid și calculam toată câtă prașă l-am făcut, că venea șeful de echipă. Vă spun așa asta apropo de cum se întâmplă ca în viață să te maturizezi extraordinar de curiu, de vreme așa. Și eu împărțeam, era uneori destul de ciudată suprafața aceea, și împărțeam în dreptunghiuri, în triunghiuri și așa, și făceam calcul tot când venea acela să se uita șeful de echipă, eram mirat că el n-ar fi făcut calculul acela așa cum le făceam eu. La un dreptunghi este panalitatea cea mare. La asta, ori asta. Lungime ori lățime. Aia. Ori lățime asta. Nu mă pricep cum. De ai reușit să ajungi, să mă știi, are un dreptunghi. Dar am făcut panogram, am făcut toate arile tuturor figurilor. Nu? La panogram care era? Panogram... Are un panogram. Lungimea ori înălțimea. Lungimea ori înălțimea, da. Hai mai copii să începem. Doamne, nu se poate să ajungă așa. Deci aria egal cu, să termin aici. Da, termină problema. Egal cu 12 ori 12 adică de 3. A, B, ori A, D, egal cu 12. Ori 12 adică de 3. 12 ori adică de 3. 144 adică de 3. Centimetri pătrați. Corect, bravo, Tudor. Centimetri pătrați. Adăugăm, așa se măsoară, nu? Din cauza că unitatea de aici măsură centimetru. Aici este tot centimetru. Centimetru pătrat. Arii. Notăm arii pentru figuri importante. Pentru figuri importante. Da, mă, da. Importante. Acolada. Pentru dreptunghi. Aria dreptunghiului. Da? Aria dreptunghiului. Și desenăm aici. Și zicem lungimea, lățimea, parcă este, nu? Da, lungimea. Aria egal cu lungimea. Ori lățimea. Ori lățimea. L mare ori L mic, mai rapid de scris. L mare este ăsta și L mic este ăsta. Da. L mare ori L mic. Aria triunghiului. Depinde pe ce bază stă, nu? Deci, ziceți, copii. Aria triunghiului egal cu cine? Baza ori lățimea pe 2. Să scrie acolo B ori I supra 2. Da? Baza ori lățimea că prin B. Hai să zic așa, pe B, A mic aici. B mic era, B mic, domn profesor, B mic, baza. B, baza, așa, ori înălțimea supra 2, bravo. B ori I supra 2, da. Da? Cu I asta și cu B asta. Asta, da. Da, baza ori înălțimea supra 2. Acum la paralelogram. La paralelogram. Asta e paralelogramul, da? Baza ori și vine baza, B mic, și înălțimea așa, cu I. Da? Da? Aria. Egal cu baza, ori înălțimea,
Atât, bază ordinațională, mai zici și sub bază. La trapez. La trapez. La pătrat mai avea. Pătratul, hai să vedem cu pătratul. La zona la a doua. Din ce motivare? Fiindcă lungimea e egal cu lățimea. Da. Deci L ori L. Ca la dreptunghi. Adică la pătrat. Deci area egal cu L și pătrat. Area trapezului. A trapezului, copii. B mic, B mare și înălțimea I. Și atunci area egal cu baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Dar atenție, în condiție ca nu notați triunghiul ABC. Da, da, da. Ca să nu zici triunghiul trapezul ABCD. Atunci vârfurile și alea A și cu B mare și cu B mare, exact, e confuzie. Da, corect. Și baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Și hai să vedem la rumb. Așa, la rumb. Asta e diagonala 1. Ori diagonala 2. Ori diagonala 2. Și supra 2, supra 2. Jumătate dintr-un dreptunghi. Da, da, da. Deci area da, egal cu D1 ori D2. Pe 2. Pe 2. Supra 2. Cam astea. Cam astea sunt figurile mai des folosite. Sigur, mă pot gândi și la hexagon și la... Dar mă opresc aici pentru că important să le știm pe acestea ca să nu mai apară confuzii. Să stăm și catonăm. Facem fel de fel de chestii și la lucruri elementare nu le avem. Nu merge. Da, nu le avem și atunci. Să știți, poate, copii, că vă mărturisesc că m-am uitat la o lecție a celor de-a 11 astăzi și când domnul profesor vorbește la tablă singur și cei din bancă nu participă, să știți că nu dă bine deloc. Domnul profesor nu este aici pentru luna lui, este pentru voi și ar da foarte bine dacă s-ar auzi vocea voastră. Atunci când domnul profesor spune, domnul profesor centrează, domnul profesor dă cu capul, domnul profesor îi face pe toate, nu este deloc ok. Răspundeți voi, încercați să vorbiți, să fiți siguri pe voi, nu știți, întrebați, de aceea e domnul profesor aici și de aceea venim aici. Și lecția capătă altă calitate exact decât aceea în care eu vorbesc. Exact, a fost trist. Da? Deci trist a fost. Este varianta lecției pe care o făceam în câmp. Exact. Când vă uitați la lecțiile acelea care le făceam în câmp, acolo, pe spatele grantului acela, primele lecții, unde aveam aceeași tablă și neavând elevi, imaginam elevii și mă gândeam ce ar putea să mă întrebe, nu e așa, nu știu ce, da, mă explicam. Și eu trebuie să mărturisesc mâna pe inimă, domnul profesor, că mi-am adus aminte cu tristețe de ani, de anii ăștia de școală în care elevul stă în bancă pasiv, știți? Profesorul vorbește la tablă de unul singur. Da, 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 da. Și nu dă bine deloc, deloc, dar deloc. Dar nu, că bine că ne aflăm în final. Adică nu facem nimic, nu rezolvăm nimic. Ne puizăm doar timpul de aici, efortul maxim. Problema 16, da. 16 la 156. Nu mai sunt. ABCD paralelogram. În ipoteza ABCD. Paralelogram. Domn profesor, opresc și pornesc următoarea da, oră. Da, 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 da.